Suntem din nou la o emisiune creștin la timpul prezent. Tema emisiunii este următoarea. Suferințele și învierea Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Ioan este o evanghelie a intimității, a frumuseții, a divinității Domnului Iisus Hristos. Cele patru evanghelii se completează. Fiecare evanghelie are anumite aspecte care nu se regăsesc în celelalte evanghelii. Să citim din Ioan, din capitolul 19, de la versetul 41 și vom continua și în capitolul 20. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri înalți șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suit la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Ce este remarcabil în această evanghelie este prezentarea grădinii unde a fost Iisus răstignit. Și apare și ideea de grădinar. De aceea mesajul despre suferințele și învierea Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan voi prezenta pe baza acestor două cuvinte cheie: grădina și grădinarul. Despre ce grădină este vorba? Am citit despre această grădină în versetul 41 din capitolul 19. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Deci Iisus Hristos a fost răstignit în zona unei grădini. Dumnezeu a pus prima pereche de oameni pe Adam și Eva într-o grădină, în grădina Edenului. Și vedem că realizarea mântuirii omului prin răstignirea lui Iisus pe cruce este tot într-o grădină. Grădina răstignirii și grădina Edenului. Cum descrie timpul pe cruce al lui Iisus Ioan? De ce pune accentul? Ioan pune accentul pe anumite lucruri pe care ceilalți evangheliști nu pun accentul. Locul unde a fost dus Iisus, citim în Ioan 19 cu 17, locul zis al căpățânii, care în evrește se cheamă Golgota. Deci acolo e la zona aceasta a grădinii. Împreună cu Iisus au fost răstigniți doi. Iisus era la mijloc. Însemnarea ca toți cei care trec prin acea grădină să vadă era următoarea: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor.
Unde era această grădină? Care era locația acestei grădini? Și tot în Evanghelia după Ioan, în versetul 20, vedem unde era această grădină a răstignirii. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Deci grădina nu era în cetate. Grădina răstignirii nu era o grădină interioară. Mă refer la cetate, adică să fie în interiorul cetății. Dar era aproape de cetate. Era o grădină în afara cetății. Dar nu departe de cetate. În grădina Edenului, Adam și Eva au hotărât să nu asculte de Dumnezeu. Și în grădina răstignirii, al doilea Adam, cum este denumit Domnul Iisus, a hotărât să asculte de Dumnezeu și, cum spune în Filipeni, a ascultat până la moarte. Două grădini, grădina Edenului și grădina răstignirii. Două tipuri de atitudine față de Dumnezeu. Neascultare și ascultare. Două efecte, două destine. Dacă în grădina Edenului, în urma neascultării, omul a căzut, în grădina răstignirii, datorită ascultării lui Iisus, omul a fost ridicat. Care a fost contestația majoră în grădina răstignirii? Nu le-a plăcut ce a scris Pilat. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Cei care au contestat această denumire, acest titlu pentru Domnul Iisus, răstignitul din grădina răstignirii, au fost preoții cei mai de seamă și au zis lui Pilat, citim în versetul 21 din capitolul 19, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Au refuzat identitatea Domnului Iisus. Deci în grădina răstignirii a fost o luptă continuă să refuze identitatea lui Iisus. Nu doar identitatea divină de Fiul lui Dumnezeu, ci și autoritatea peste poporul evreu, de împărat al iudeilor. Să reprezentantul romanilor, scurt și laconic, le-a spus, ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Vrem să ne uităm la evenimentele din grădina răstignirii, în mod deosebit, așa cum ne sublinează Ioan, cum evidențiază această evanghelie a intimității, această evanghelie a iubirii prin excelență. Sunt prezentați ostașii care au luat hainele lui Iisus, le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. Deci a fost o democrație aici, împărțire echitabilă. Fiecare ostaș a primit o parte. Cămașa însă n-avea nicio cusătură, era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. În această grădină este evidențiat acest aspect. Ce s-a întâmplat cu haina lui Iisus? În grădina răstignirii era pe cruce cineva care s-a dezbrăcat de sine însuși și a permis ca și aceste haine să fie înstrăinate de el, ca să ne îmbrace pe noi cu neprihănire, ca să ne îmbrace cu noi, pe noi cu mântuirea lui. Acolo, în grădina răstignirii, Evanghelia după Ioan prezintă mai multe persoane care au fost acolo. Versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria nevastă lui Clopa și Maria Magdalena. Pare ideea de mătușă a Domnului Iisus Hristos, sora mamei lui. Au fost martori la ce s-a întâmplat. Fiindcă este Evanghelia iubirii, în grădina răstignirii, vedem dovada de iubire față de mama lui Iisus Hristos. Fiindcă Hristos a fost cel mai mare din familie, era văduvă, Maria, cel mai mare trebuia să aibă grijă de mama. Hristos a fost atent și la detaliu, a fost atent și la lucrurile cotidiene. El n-a venit doar să mântuiască omenirea și să neglijeze familia. El a știut că e responsabilitatea lui să aibă grijă de mama lui și a transferat această responsabilitate în felul următor. Versetul 26 din Ioan 19. Când a văzut
Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, citim versetul 27, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Vedem această cinstire a părinților, această împlinire a poruncii a cincea. Iisus n-a fost evaziv. Mor pentru toată omenirea, Domnul va purta de grijă mamei mele. A considerat că este responsabilitatea lui să transfere ce ar fi trebuit el să facă dacă rămânea în viață, purtare de grijă, să transfere el, să nu lase în voia sorții, și a transferat asupra ucenicului iubit. Tot Ioan, această Evanghelia a iubirii, subliniază ce s-a întâmplat în grădina răstignirii. În grădina răstignirii n-a fost doar acest transfer de responsabilitate, purtare de grijă față de mama, pe care trebuia el să o aibă, să o a transferat asupra Ioan, ce a fost și altceva. Am văzut ce a strigat Iisus pe cruce. A strigat: mi-e sete. El a suferit în mod fizic. El a suferit și în mod spiritual. Era un vas plin cu oțet, ostașii au pus într-un ramură de isop un burete plin cu oțet și le-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. S-a isprăvit. Ce s-a isprăvit? Lucrarea de mântuire. Motivul întrupării lui Iisus. El s-a întrupat ca să moară. Neascultarea din grădina Edenului trebuia să fie rezolvată. Omenirea trebuia să fie mântuită. Și Hristos a isprăvit această lucrare. Pentru că El a murit în locul nostru, El a murit pentru păcatele noastre. Această grădină a răstignirii n-a fost o grădină obișnuită. Hristos n-a fost, la prima vedere, o victimă a sistemului juridic evreiesc și roman, ci El de bună voie și-a dăruit viața. El de bună voie a plătit acest preț pentru răscumpărarea noastră. Sunt detalii care se găsesc doar în Ioan, alte detalii se găsesc doar într-o evanghelie sau alta. Dar fiindcă este Evanghelia iubirii, de ce am văzut acest gest de iubire față de mama în grădina răstignirii, continuă Ioan să prezinte alte nuanțe. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au zdrobit fluierile picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celui care fusese răstignit până cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor. Și unul din ostași a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. De ce? Să se împlinească Scriptura: niciunul din oasele nu va fi sfărâmat. Sânge și apă. Ioan sublinează acest lucru. După ce Iisus a fost străpuns cu sulița, a ieșit sânge și apă. Este o dovadă că tot sângele s-a scurs. Iisus n-a plătit jumătate din sângele lui pentru omenire. Atunci când vedem că după sânge curge apă, înseamnă că i s-a scurs tot sângele. Hristos și-a dăruit tot sângele pentru noi. E gest de iubire. Sublinează Ioan acest gest de iubire. Îndată ieși din ea sânge și apă, când ostașul i-a străpuns coasta cu o suliță. Dacă Iisus Hristos și-a dăruit tot sângele pentru noi, și-a dăruit toată viața pentru noi, în această grădină a răstignirii, și noi trebuie să ne dăruim viața pentru Iisus. Și spune Ioan în prima epistolă: noi îl iubim căci El ne-a iubit întâi. În grădina răstignirii, Evanghelia iubirii prezintă acest gest de iubire, nu doar față de mama, ci și față de noi, prin faptul că Iisus și-a dăruit tot sângele. Iar răspunsul nostru trebuie să fie tot iubirea. Dacă în grădina răstignirii ni s-a arătat iubire, uitându-ne ce s-a întâmplat în grădina răstignirii, trebuie să răspundem și noi cu iubire.
Îngroparea lui Iisus a fost tot în grădina răstignirii. Recitim din versetul 41. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou. Tot Scriptura spune că acest mormânt nou era nefolosit. Și-au hotărât să-L pună pe Iisus în acest mormânt, pentru că era aproape, acest mormânt nou. Hristos a fost îngropat în grădina răstignirii, într-un mormânt nou. Și vedem un gest de iubire și la îngroparea Lui. Citim în versetul 38 din capitolul 19, Iosif din Arimatea, ucenica lui Iisus, dar pe ascuns, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a luat trupul lui Iisus. Și Nicodim arată acest gest de iubire deosebit față de el. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noapte, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fășii de pânză de in, cu miresme, după cum au iudei obiceiul. 100 de litri de smirnă și de aloie. Aproape 100 de litri a dus Nicodim, acolo în grădina răstignirii. Un litru de smirnă și aloie era scump. Gândiți-vă la 100 de litri, ce preț ar fi avut. În grădina răstignirii vedem această dragoste a lui Nicodim, omul care a venit la Iisus noapte și Iisus a zis, trebuie să te naști din nou. Oricine nu se naște din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Acest gest demonstrează că ce a zis Iisus i-a intrat la suflet și la inimă. Dragii mei, noi suntem mireasma lui Hristos. Acest gest al lui Nicodim, că a dus cu el această cantitate imensă de smirnă și de aloie, a trebuit să ne pună pe gânduri. Noi ce facem pentru Iisus? Noi cum ne demonstrăm iubirea față de Iisus? Ioan este Evanghelia iubirii. Suferințele și învierea lui Iisus Hristos sunt din această prisma iubirii, sunt nuanțe din prisma iubirii. Vorbim de două cuvinte cheie în această temă a suferinței și învierii Domnului Iisus. Grădina și grădinarul. Am dezbătut primul cuvânt cheie. Grădina era grădina răstignirii, era grădina înmormântării, unde Iisus a fost pus într-un mormânt nou. Era o grădină unde a fost demonstrată această iubire a lui Iisus față de noi și iubirea unora față de Iisus. Să mergem la al doilea cuvânt, grădinarul. Citim despre acest cuvânt grădinarul în versetul 15. Femeia, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul. Și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Hristos a înviat din morți și s-a arătat Mariei Magdalena. Dar, citim în versetul 14 din capitolul 20, a văzut Maria Magdalena pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. În grădina răstignirii, uneori nu îl recunoaștem pe Iisus cel înviat. Pentru că avem prejudecățile noastre, avem așteptările noastre. Nu îl recunoaștem. Nu doar Maria Magdalena i-a zis că este grădinarul și noi i-am fi zis la fel. Și care era gândirea Mariei Magdalena? Că acest grădinar cu care s-a întâlnit a luat trupul lui Iisus. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Grădinarule, ce ai făcut cu trupul lui Iisus? Dragii mei, ne-am dat seama de următorul lucru. Că noi avem confuzie în viața noastră. Îl vedem pe Iisus doar ca pe un grădinar. Dar El este stăpânul, nu este grădinarul. Îl vedem pe Iisus cel înviat doar pe un grădinar. Dar este Domnul care ne iartă păcatele. Este Domnul cel înviat care va veni a doua oară după noi. Și îl vedem doar ca pe un grădinar. Ne uităm la grădină și ne uităm la grădinar. Dar avem nevoie să ne strige Iisus pe nume. Și aici este frumusețea. Iisus a strigat pe nume Marie. Fie ca Iisus să ne strige și pe noi pe nume. Să strige numele nostru. Dragii mei, aș vrea să concluzionez
cu ceea ce Scriptura continuă în versetul 16. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și a zis în evrește: Rabuni, adică învățătorule. Cel pe care credem că este grădinarul, avem nevoie să ne strige pe nume. Aici este frumusețea Evangheliei, aici este frumusețea iubirii, aici este frumusețea intimității. Mântuitorul ne strigă pe nume. Cel răstignit în grădina răstignirii ne strigă pe nume. Cel pe care considerăm grădinarul ne strigă pe nume. Dumnezeu ne strigă pe nume. Cel răstignit și înviat ne strigă pe nume. Hristos ne strigă pe nume. Și când suntem strigați pe nume, noi trebuie să răspundem. Noi trebuie să răspundem lui Hristos când ne strigă pe nume. Nu-i mai spune grădinarul, spune rabunii, învățătorule. Numele cu care era apelat Iisus înainte de răstignire. Și aici primește Maria această misiune. Se meargă: du-te la frații mei și spune-le. Du-te și spune-le. Spune-le despre mine. Spune că o să mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Du-te la frații mei. Nu trebuie să rămânem în grădina răstignirii. Nu trebuie să rămânem doar cu imaginea aceasta grădinarului. Noi trebuie să mergem la alții. Să spunem la alții că Iisus Hristos a murit, că Iisus Hristos a înviat, că Iisus Hristos se va înălța la cer. Și noi trebuie să continuăm mesajul nostru. Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, e marele nostru preot și va reveni a doua oară să judece vii și morții. Du-te la frații mei și spune-le. Vedem un nou transfer. Hristos, cât timp era pe pământ, a transmis El Evanghelia, mesajul. Vedem în grădina mormântului aceste două transferuri de responsabilitate. Primul transfer, responsabilitatea față de Maria. Ioan să aibă grijă de Maria, de mama lui Iisus. Și al doilea transfer, responsabilitatea de noastră de a transmite Evanghelia, de a transmite mesajul. Noi, în grădina răstignirii, la cel pe care am crezut că este grădinarul, am primit acest transfer, să spunem la frații noștri, să spunem la cei din jur, că Iisus Hristos este viu, că Iisus Hristos s-a suit la cer, că Iisus Hristos va reveni. Noi avem această datorie. Transferul s-a realizat în grădină, din partea celui pe care am crezut grădinarul, să transmitem mai departe Evanghelia. Este o Evanghelie a bucuriei, este o Evanghelie a iubirii, este o Evanghelie că Dumnezeu schimbă omul, că Dumnezeu mântuiește omul, că Dumnezeu salvează omul, că Dumnezeu iartă păcatele. Avem acest transfer, acolo în grădina răstignirii, de la cel pe care l-am crezut grădinarul. Dumnezeu să ne ajute. Uitându-ne la grădina răstignirii și uitându-ne la grădinar, viața noastră să se schimbe total. Amin.